Mario Fresh, surprins în timp ce o sărută cu foc pe Mira. Să fie cel mai nou cuplu din showbiz. Mario Fresh și Mira formează cel mai nou cuplu din lumea showbizului românesc. Recent, cei doi au postat o fotografie în care se sărută cu foc, însă nu au dat prea multe detalii. Imaginea cu sărutul buclucaș s-a viralizat în cel mai scurt timp pe rețele de socializare, iar fanii au asaltat cu sute de mesaje. Mira a fost cea care a postat fotografia care a făcut ravagii pe internet și a desenat și o inimioară pe fotografie, înainte de a o împărtăși cu fanii. Deocamdată, Mario Fresh nu a făcut nicio declarație cu privire la fotografia cu pricina, însă s-a filmat alături de bunul lui prieten, Lino Golden, în urmă cu câteva minute. Despre Mira se știe că s-a despărțit de fostul ei iubit și că este o femeie singură, însă situația este una incertă atunci când vine vorba despre Mario Fresh și partenera sa de viață, Alexia Iram, cu care părea să fie cât se poate de fericit cu câteva zile în urmă. Ei bine, deocamdată nu știm dacă cei doi, Mario Freș și Mira, pregătesc o surpriză muzicală sau imaginea poate semnifica, de fapt, începutul unei relații de dragoste între cei doi, însă cert este că lucrurile nu au fost tocmai roz în ultima perioadă între fostul protejat al lui Alex Velea și fica Andreesca. Mario Fresh și Alexia eram despărțiți din nou, se știe deja că Mario Fresh și Alexia eram au fost despărțiți o perioadă, însă în ultima vreme au mărturisit că s-au împăcat, că totul este bine între ei, că se iubesc nebunește și ba chiar că își doresc să devină părinți pentru prima oară. Mai mult decât atât, un alt indiciu care ar putea semnifica despărțirea dintre Alexia eram și Mario Fresh este faptul că cei doi nu se mai urmăresc pe rețelele de socializare. De asemenea, fiica Andreiesca a mai păstrat doar câteva fotografii cu Mario Fresh pe contul său de Instagram. Cât despre despărțire, Alexia Eram spunea acum ceva timp că într-o relație există urcușuri și coborâșuri, însă ar fi trecut cu bine peste această perioadă mai puțin plăcută. În relație există bune și rele, urcușuri și coborâșuri, perioade grele și mai puțin grele. Inima este completă, da, este dragoste. Multă dragoste. Mereu a existat iubire, spunea Alexia Iram într-o emisiune TV.